Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, astăzi folosim un pic de fum mai abundent. Și vreau să nu filmez azi, dar hai să vedem evoluția la acea colonie pe o ramă. Acum câteva zile am zis că mai lăsăm un pic ca să se dezvolte un pic mai bine. Și pe a doua ramă. Chiar ești curios cum s-a dezvoltat și să venim cu niște miere la ea. Ia să vedem ce a făcut ea în câteva zile. Atunci ziceam parcă ceva de vreo 10 zile, dar nu cred că au trecut atâta. Ce e frumos, ceea ce văd eu, e că această ramă iată aici un pic de făguraș, așa că era distanță. Iar dacă e cazul, vom da această ramă în cuib. I-a adus nectar aici. E interesant oricum. E interesant să văd ce a făcut pe a doua ramă. Îl ținem strâns în continuare, să vă arăt și puietul. Deci este o matcă de calitate, fiind tânără. Aceasta este puietul ei. A adus și el un pic de polen acolo. Un pic de nectar sau miere din ramele date. Și acum o să vin cu o ramă, cred că cu miere o să-i aduc direct lângă această ramă albă. A început să lucreze pe toată rama. În acel film spuneam că trebuie să se extindă cu puietul. El s-a extins. E frumos. Și acum venim cu mâncare. Da, o ați matca foarte bine. E o matcă neagră. Neagră, neagră, tăciune. În colțul de-n dreapta. Matcă neagră, tânără. Bun. Și iată, încet, încet a prins putere. Acum venim cu o ramă cu miere. Venim cu o ramă cu miere. Acum am venit pregătit, avem rama asta cu miere, care vine lângă cuibul din partea opusă. Așa, și când mai venim la ea peste o săptămână, mai primește o ramă în partea aceasta la altă și va fi pe 4 rame. Scopul este ca undeva prin luna iunie să fie pe 10 rame. E scopul personal, acum nu știm dacă reușim. Astfel îi dăm curaj. Îi dăm curaj la această mică colonie.
Aș mai fi avut eu de filmat niște lucruri, mai făcut niște teste cu anumite lucruri, dar vi le voi arăta la un moment dat. Mai ales la mărcile izolate, acolo este lucru interesant. Ia să... Deci îi dăm aici mierea. Avem grijă că știm că aici e matca. Îi păstrăm căldura, adică diafragmele de polistiren îi le păstrăm. Așa, punem și rama aceasta. Data viitoare va intra în cuib. Bun. Deci arată foarte bine, nu? Iată când facem un pitic mare. Încet, încet și cu răbdare. Un pitic se face mare, nu? Cam așa ceva. Fac acum azi, pe lângă, au primit ele benzile acestea. Mai le dau ceva. Așa. Începem cu uleiurile esențiale. De fapt am început de vreo săptămână și da, sub altă formă. Acum le dăm așa. Acum le dăm așa, cu sticluța. Simplu. Și cam atâta. Cam atât am vrut să vă arăt. Până data viitoare, numai bine!